Proiectul primăriei municipiului Timișoara de amenajare a unei noi parcări în zona Girocului avansează. Pe lângă locurile de parcare, noul spațiu va fi destinat și pentru recreere. Avansăm cu amenajarea unui spațiu cu locuri de parcare și verdeață în Girocului. Toate ruinele clădirilor de la intersecția străzilor Martir Ioan Stanciu Cosminului vor fi dărâmate în câteva zile. În locul lor, ca răspuns la solicitările timișorenilor din zonă, amenajăm un spațiu modern și verde, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău. Proiectul prevede până la 90 de noi locuri de parcare cu dale înierbate, suprafețe cu verdeață, plantarea a 27 de arbori, o parcare securizată pentru biciclete, o platformă pentru biciclete și iluminat public.